De la ediția 7 a Legendelor Nemirei, mai avem jumătate de oră până la start. Până la ora 9, când o să plecăm în alergare să cutreierăm o leacă munții aceștia din zona Slănicului Moldovei. Se pare că avem parte de o vreme extraordinar de faină, iar acum de dimineață chiar o să fie răcoare și plăcut. Dacă mai sunt persoane care nu și-au ridicat numărul de concurs, sunt invitate la corturile noastre să aibă timp să și le prindă și pe tricouri. Numerele o să vă rog să le aveți prinse pe partea din față, pe abdomen sau pe piept sau pe picioare, dar să se vadă din față, nu din lateral, este foarte, foarte important. Iar la fără 25 de minute o să închidem țarcul cu bandă, o să vă rugăm să ieșiți pe marginea afară și veți intra în el după ce vă numărăm pe la flegulețul Time It, chiar din spate de la cortul verde, de la colegii noștri de la Centrul pentru Servicii Sociale Luigi Scrosopi. Așa că în jumătate de oră mai avem timp să ne facem un... și la semimaraton în același timp, la ora 9. Semimaratonul după un kilometru va face dreapta, de aceea este foarte important ca cei de la semimaraton să se poziționeze în momentul în care pleacă pe partea dreaptă a străzii, pentru că ei vor face dreapta și va fi aglomerat acolo. Noi avem voluntari care vă vor indica și vă vor urmări numerele ca fiecare să se ducă unde trebuie, dar e important să fiți foarte atenți acolo. Cei de la cross, cât posibil să se poziționeze pe partea stângă, pentru că ei, așa cum știți, vor continua încă 2 km pe șosea până când vor începe să urce pe partea stângă. Deci foarte important, semimaraton pe dreapta, cross pe stânga. De asemenea, foarte important este să vă întoarceți cu toții în siguranță. Deci cel mai important lucru astăzi este să aveți grijă să vă întoarceți în siguranță, nu foarte repede, mai degrabă mai încet și sănătoși și la fel cum ați plecat. Noi vă promitem că vă așteptăm cu medalii, cu pasta party, cu fructe, cu apă, cu energizante, cu tot ce este nevoie să vă simțiți bine și să ne distrăm după ce terminați, că și asta este partea importantă. Da, voi reveni și vom număra împreună startul, vom da împreună startul. Nu știu ce altceva ar trebui să spun, doar că încă o dată vă spun că ne bucurăm să vă avem aici și mult succes tuturor, să ne vedem cu bine la final. Mult succes! Legendele Nemirei! Încă 5 minute! Cred că putem da și muzica mai tare! Împreună de la 10, da? Urmăresc aici! Mai avem 5 secunde și dăm startul! Mult, mult succes! Vă așteptăm la final! 10! Să vă întoarceți cu bine, cu zâmbetul pe față!
pentru o poză extraordinară de la susține. Povestească un picuț cui trebuie să mulțumim pentru această minunată ediție și după aceea ușor, ușor începem cu premierea podiumurilor. Facem probă! Da, iată că am ajuns la finalul unei noi ediții de legendă, a șaptea ediție a concursului de alergare Legendele Nemirei. Sponsori care ne ajută în fiecare an și, în primul rând, aș vrea să le mulțumesc sponsorului și partenerul nostru principal, care este Smartwood și care este reprezentat astăzi de alături. Ei sunt alături de noi în ultimii 4 ani și faptul că sunt cu noi în fiecare an ne ajută să continuăm și să asigurăm continuitatea acestui concurs, să putem să începem să-l pregătim din timp, pentru că știm că ne putem baza pe ei. Mulțumim din suflet, Smartwood! Apoi, trebuie să mulțumesc Primăriei Slănic Moldova și Consiliului Local, care, la fel, ne-au sprijinit încă de la prima ediție, la toate cele 7 ediții, și sperăm din suflet să ne sprijine în continuare, pentru că nici fără ei nu putem să facem acest concurs. Mulțumim din suflet! Sponsori care ne-au ajutat, o să-i număr și să ne bucurăm și le mulțumim fiecare ABA. Complex Panoramic, mulțumim Complex Panoramic că ne-au oferit o premii frumoase. Pampa, cei care de la Bacău, iarăși, în fiecare an ne aduc pastele, ne oferă pastele. Mulțumim, Pampa. Caverna Strănicului, care ne-au oferit niște vouchere de masă pe care o să le avem la tombolă, așa că nu plecați înainte de tombolă. Vreau să le mulțumesc de asemenea, pentru că noi am devenit cumva celebri pentru câte mese de masaj avem, știi, ce frumos este la noi că după ce alergi, ai un masaj frumos. Deci pentru voluntarii noștri la masaj, aduște-ne inițiativa! De asemenea, la masaj am mai avut și Asociația de Masaj și Terapii Complementare și le mulțumim și lor, mulțumim frumos! Trebuie să mulțumesc și celor de la Salvamont, dar mai nou e o întâlnire foarte lungă pe care o să o citesc acum. Serviciul public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de Salvamont. A trebuit să scriu că n-am putut să rețin. Mulțumim și lor, mulțumim de suflet. Jandarmeria! Sunt jandarmi, au fost astăzi cu noi. Mulțumim Jandarmeria Română și jandarmilor montani. Poliția Română, mulțumim. Și dacă am uitat pe cineva, dintre sponsor și parteneri, mulțumesc acum. Oricum, cel mai important, mulțumesc, o să-l spun echipei și voluntarilor, fără de care, da, mă vieți, vrea și ea premiu. Voluntarii de la Legendele Nemirei, mulțumim, haideți să-i aplaudăm fără ei acest lucru. Da, și îmi predau legătura către Mișa ca să începem premierea celor mai rapizi alergători de astăzi. Mulțumesc din suflet și vă așteptăm și la anul, la o nouă ediție. Și înainte să plecăm, să rămâneți pentru poza de final, să avem o amintire. Mult succes! Mișa! Preiau, mulțumesc frumos! Hai să intrăm direct în brânză! Cross, categoria 51+, feminin! Pe locul 3 o invităm pe Dima Luminița! Locul 2, Cernat Mihaela. Iar pe locul 1, Leo Alexandra.
Aplauze, aplauze pentru doamne! Super felicitări, Luminița Mihaela și Alexandra! La categoria 41-50 de ani, tot doamne, pe locul 3, Iftimie Valentina! Pe locul 2, Grosudiana Maricela! Iar pe locul 1 în această categorie, Danțiș Otilia! Otilia Danțiș, dacă este, dacă ne aude, să vină să ocupe locul. Aoleu, ați lăsat-o pe Valentina singurica acolo. N-are nimic, un rând de aplauze. Felicitări, felicitări. Bun, categoria 31-40 ani. Pe locul 3 o invităm pe... Oh, sigur o să greșesc aici. Olga Kratsevici. Olga, felicitări, iartă-mă! Pe locul 2, prisecariu Oana Cornelia! Iar pe locul 1 la această categorie, grozavul Loredana! Aplauze, aplauze pentru doamne! Super rapid astăzi! La categoria 18 de ani, 18-30, pe locul 3, Brehuescu Teodora! Pe locul 2, Căroușu Cristina Mihaela! Și pe locul întâi, Șurubaru Alexandra! De șapte a jos! Aplauze, aplauze, aplauze! Super felicitări! Hai să vedem acum și Open-ul feminin, adică cele mai rapide fete de astăzi! În aplauzele voastre, oră 24 de minute 32 de secunde, Zota Ramona! Doar un minuțel mai rapidă, oră 20... Sigur! Aș vrea să spun că premiile la Open sunt în bani și se vor plăti prin bancă, deci astăzi avem doar medalii, dar vom trimite premiile pentru cei care au fost cei mai rapidi, cele și cei care au fost. Sigur, să ne scrieți un e-mail cu contul de IBAN și noi o să ne ocupăm de transferul de bănuți. Pe locul 2, Ciocan Daniela, oră 23 de minute 42 de secunde. Iar pe locul 1, cea mai rapidă alergătoare de la cross de astăzi, oră 15 minute 27 de secunde, Viziteul Loredana! Dana! Hai că sigur merită o rând mare de aplauze! Fetele astea au alergat, au mâncat pământul! Super, super felicitări! Ia să vedem ce au făcut și domnii la categoria 51+. Pe locul 3 îl invităm pe Drăghici Adrian! Pe locul 2,
Macor Ioan. Iar pe locul întâi, Ape Troaie Vasile. Aplauze, aplauze! Super, felicitări domnilor! Un picuț mai tineri, 41-50 de ani, pe locul 3, Canyadi Shandor! Să urce pe podium! Canyadi Shandor, dacă ne auzi, hopa sus! Dacă nu, pe locul 2, Timbalari Igor! Hopa sus, Igor! Iar pe locul 1 la această categorie, Vava Alexandru! Hai să mai citim o dată. Deci, 3 la categorie. Canyadi Shandor. Canyadi Shandor, locul 3. Timbalari Igor, locul 2. Vava Alexandru, locul 1. Și dacă e lângă tine, Danți și Marian, este la Open, locul 2. Îl chemăm mai târziu. Aplauze, aplauze și felicitări pentru Shandor, Igor și Alexandru! 31-40 de ani, pe locul 3, Berea Vasile! Cătălătie, pe locul 2, San Cătălin! Iar pe locul 1, Seria Marcel, cu o oră 32 de minute 31 de secunde! Marcel Serea, hai să completez podiumul. N-are nimic, felicitări, felicitări celor trei, Vasile, Cătălin și Marcel. Foarte harnici astăzi. Categoria tinerei, 18-30 de ani, pe locul 3, în aplauzele voastre, nemțeanu Vlad Ioan. Oră 23 de minute 36 de secunde. Cu 8 secunde mai rapid, locul 2, Nedeș Ionuț, să urce pe podium. Iar cu oră 20 de minute și 14 secunde, Paraschivei Teodor ocupă locul 1 astăzi, la categoria 18-30 de ani. Cei mai tineri alergători de astăzi de la cross merită un rând de aplauze ca să zâmbească, să le iasă bine poza. Așa, așa. Super, felicitări! Hai să vedem acum la Open cei mai rapizi alergători de la cross astăzi. Pe locul 3, oră 16 minute 34 de secunde, Severin Paul! Oră 15 minute și 6 secunde, Danțiș Marian, pe locul 2! Și cel mai rapid alergător de astăzi, oră 10 minute 17 secunde, Bărăboi Ionuț! Un rând de aplauze, un rând de aplauze pentru cei mai rapizi alergători de astăzi. Severin
Florin Paul, Danțiș Marian, Mărăboi Ionuț. Super, super felicitări! Bună! Până trecem la semi-maraton, nu uitați că la final de premiere vom face și tombola. Tombola va fi cu toți alergătorii care au ajuns la linia de sosire de astăzi. Sunteți automat înscriși, așa că nu plecați nicăieri, rămâneți la aplaudat, pentru că poate, poate câștigați un premiu de la sponsorii și partenerii noștri sau chiar acel puf super frumos făcut de Arthur. Semi-maraton 51 plus, feminin, pe locul 3, doamna mișoacă Camelia, să vină să ocupe podiumul! Pe locul 2, Rica Grigoraș, în aplauzele voastre! Și pe locul 1, cu 3 ore și 18 minute, Neacșu Floricica! Destul de ușor după zâmbetul de pe buze. Cred că le-a plăcut la nebunie astăzi. Super! Hai să vedem, hai să vedem. Un picuț mai tinere, 41-50 de ani. Pe locul 3, Burghelea Bianca, 3 ore 3 minute. Cu 3 ore și 2 minute. Pe locul 2, Bulbașa Loredana, iar cu 2 ore 56 de minute, locul întâi la această categorie, fântânarul Oana Irina. Aplauze, aplauze, aplauze! Super felicitări, doamnelor! Categoria 31-40 de ani. Pe locul 3 o invităm pe Olaru Ana Maria! Bună! Pe locul 2, Balahura Claudia! Iar pe locul 1, cu 3 ore 1 minut, Baraboi Alina! Aplauze, aplauze, aplauze! Super felicitări, mulțumim! Categoria... Imediat ajungem și la categoria cea mai tânără. Super felicitări, doamnelor! Ia să vedem, 18-29 de ani. Pe locul 3, o invităm pe Răuță Georgiana! Oh, de fapt nu! Se pare că este egalitate pentru locul 2. Răuță Georgiana împreună cu Lupu Alexandra au venit împreună pe locul 2. Acum mă uit mai bine pe timp. Iar pe locul 1, o invităm pe Roncea Ioana! Hello.
Felicitări! Foarte harnici au fost Georgiana, Alexandra și Ioana astăzi la semi-maraton. Ia să vedem Open-ul feminin acum, cele mai rapide alergătoare, cu 2 ore 55 de minute, 29 de secunde, locul 3, Farkash Bianca! Open-ul, 2 ore 34 de minute, 14 secunde, locul 2, Sandulachi Jelea, Cosmina Alexandra! Este aceeași persoană. Iar pe locul 1, cu 2 ore 16 minute, 35 de secunde, cea mai rapidă alergătoare de astăzi, Simion Cristina! Super, super, felicitări doamnelor! Cele mai rapide alergătoare de la semi-maraton de astăzi, Bianca, Cosmina și Cristina! Au fost foarte, foarte harnice! Să trecem la domn, să vedem ce au făcut. La categoria 51+, pe locul 3, îl găsim pe Stadion, cu 2 ore 47 de minute. Toate în aplauzele voastre, pe locul 2, Dinescu Claudiu. Iar pe locul 1, la această categorie, Căprarul Ștefan să urce pe podium. Aplauze, aplauze, aplauze! Mai rapid alergători, senior de astăzi, 51 plus ani. Bravo, Claudiu! Eu mai am la antrenat. Bravo, Stefane! Bun, un mic comențel, că văd că mi-a apărut aici un mesaj. O să fiu un picuț atent, să nu greșesc pe cineva. Așa, bun. În aplauzele voastre, pe locul 3, 2 ore 29 de minute, 26 de secunde, limităm pe Tirila Costel. Pe locul 2, Cocioabă Doru Marian, 2 ore 27 de minute. Și un picuț mai rapid, 2 ore 21 de minute, Alexandru Ovidiu ocupă locul 1 la această categorie. Aplauze, 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 felicitări, Costel, Doru și Ovidiu! Doru! 31-40 ani, pe locul 3 îl invităm pe Sandulachi Jelea, Costel Lorinel! 2 ore 21 de minute! Mai rapid, 2 ore 17 minute, să vină pe locul 2, Romeo David! Și să umple podiumul cu locul 2, Serea Ștefan, 2 ore 16 minute! Muzica.
aplauze, aplauze, aplauze pentru Costel, David și Ștefan. Ia să-i vedem pe cei mai tineri. Pe locul 3 îl invităm pe Furceanu Alexandru. Pe locul 2, Sanduleac Mihai, 2 ore și 14 minute. Iar cu 2 ore, 7 minute, 53 de secunde, Popa George, locul 1, la categoria 18-30 de ani, masculin. Aplauze, aplauze și felicitări. Și acum să vedem open-ul masculin, cei mai rapizi alergători de astăzi. 2 ore 4 minute 55 de secunde. Locul 3, Neacșu Cristian Alexandru. Locul 2, 2 ore fix, Gizilă Daciană. Iar cu 1 oră 59 de minute 22 de secunde, ne-am luat prin surprindere Stoica Silviu. Ocupantul locului 1 și cel mai rapid alergător de la semi-maraton de astăzi. Da, aș vrea să spun și eu ceva, am rămas fără medalie. N-are nimic, băieții, să ne trimită pe e-mail, știu ei ce vor primi acolo. Așa, facem o poză. Avem de voi și niște aplauze pentru Cristian Alexandru, Dacian, Silviu și Gina. Super, super, felicitări. Ne revanșăm noi cumva. 2 secunde vreau să vorbesc și eu ceva. Vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor pentru toate eforturile depuse astăzi. Sunteți super, vă zic frumoase. Mulțumim, mulțumim! Ia să vedem, urmează tombola! Pregătim tombola? Gina, cred că tu o să anunți premiul și eu fac extragerea și încercăm să chemăm oamenii. Ia să vedem dacă mai merge, merge, merge microfonul. Dacă vreți să vedeți premiile, cred că trebuie să veniți un pic mai aproape. Eu o să le citesc așa, ca să știți ce avem. Deci premiul cel mare la început, taburetul, da, sau îl păstrăm la final? Hai să-l păstrăm la final. Mai avem răbdare. Nu, nu mai avem. Hai să-l păstrăm la final. Hai, așa, așa, mai scoate un premiu. O șapcă sponsor cu un rucsac. O șapcă sponsor cu un rucsac. Merge la Caciuc Bogdan, dacă este aici. Este. La Berea Vasile, dacă este aici. Berea Vasile, bravo! Avem un bidon sponsor cu un rucsac. Să vedem la cine merge. Merge la Ivașcu Cosmin. Următor cu Mișa. Dacă nu, merge la Paraschivescu Florin. Nu este. Nu este. Atunci la Vernica Alina. Exact dumneavoastră. La puf nu facem așa. La puf trebuie musai să fiți aici. Acum dăm voucherele. Deci primul voucher de 150 de lei de la
primim Sergiu, dacă este aici. Sergiu, nu este, nici la următor. Atunci, Răpiteanu, Viorel, Cătălin. Felicitări, poftă mare. Merge la Agafiță Ionuț Mariu. Merge la Calețeanu Silviu! Nu cred că Silviu nu este, a plecat altul, următorul. Caibacan Serghei, dacă este aici. Nu cred că este nici Serghei. Atunci, Dragomirescu Ionel Dănuț. Serghei, ești? Poftim? Bun, Serghei este, doar că n-a fost pe fază. Haideți, îi dăm lui Serghei, bravo Serghei. Mai avem câteva premii. Merge la Miron Elena Raluca. Bravo! Și premiul cel mare, Arthur, come here. We opened the big prize. This is made by Arthur. We have like avem o altă asociație în care colaborăm și care este acolo unde este turnul roz, unde noi facem upcycling de mobilă și de led. Vă invit Strănic să ne vizitați și acolo. Deci asta e un puf făcut de Arthur din materiale. Oh, ne merge, haide Mișa! You have to find out. Hai să facem extragerea, apăsăm butonul magic. Să vedem la cine merge, să vedem la cine merge. La cine merge? Trebuie să fie neapărat aici. Obligatoriu aici. Ia să apăsăm butonul și merge la Matei Ramona. Cu numărul 11. Nu cred că este Ramona. Nu este Ramona. Atunci merge la Bălan Ștefana. Fai. Atunci merge la Vasile Nichi. Cu numărul 242. Trebuie să ne arate numărul de concurs. Nu este. Să dăm greu. Aoleu. Atunci să încercăm Ciocan Cătălin. Numărul 37. Nu este nici Cătălin. Bine, Mitu Marian, dacă este aici. Nici Mitu Marian, hai Mișa, mai încercăm. Aoleu. Păstrăm. Bine, bine. Iftime Marius. Super, felicitări, Iftime Marius! Asta a fost totul, am invitat pe toți la o poză de... Haideți să facem o poză împreună, întotdeauna facem așa. Și vă așteptăm cu mare drag și la anul la 8-a ediție a legendelor Nemirei! Și dacă mai rămâneți în zona, puteți să mergeți cu telescaunul, că mai este încă deschis până în vârful curtii să vizitați zona, pentru cei care nu ați alergat, desigur, dar hai să ne adunăm cu toții la poza de grup. Vin și eu, vin și eu. Păstrați-mi un loc. Hai și susținătorii, ca să fim mai mulți în poză, oricum, cred că a fost o ediție cu un număr foarte, foarte mare de alergători. Te rog frumos, fă un pic, te rog. Legendele Nemirei, ediția 7-a! Super, mulțumim tuturor! Drum bun către casă! Să ne vedem cu bine și la următoare!